Creștinii ortodoxi sărbătoresc în vinerea din săptămâna luminată izvorul tămăduirii. Sărbătoarea este închinată Maicii Domnului și amintește de una dintre minunile acesteia. În fiecare an, în prima vineri după Paște, creștinii ortodoxi sărbătoresc izvorul tămăduirii. Este marele praznic închinat Maicii Domnului, menit să arate rolul Fecioarei Maria în mântuirea oamenilor. Numele de izvorul tămăduirii amintește de o serie de minuni săvârșite la un izvor aflat în apropierea Constantinopolului. Sărbătoarea izvorului tămăduirii nu are o dată fixă, fiind prăznuită în vinerea din săptămâna luminată, adică vinerea care urmează după Paște. În această zi, credincioșii merg la biserică pentru a lua aghiazmă mică, apă sfințită, ce poate fi băută tot anul, spre deosebire de aghiazma mare de la Bobotează, care poate fi băută timp de numai 8 zile. Apa sfințită de izvorul tămăduirii este luată de credincioși pentru vindecarea de bolile sufletești și trupești. Preotul sfințește apa, după care îi stropește pe credincioși în timp ce cântă „Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta, biruința bine credincioșilor creștini asupra celui potrivnic, dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău.” În unele zone ale țării există obiceiul jurământului juvenil. Ceremonia are loc în ziua praznicului izvorului tămăduirii și la ea participă tineri cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani. Tinerii trebuie să împlinească mai multe momente rituale, să-și jure loialitatea și să facă schimb de obiecte cu valoare sentimentală, un colac, un vas de lut sau o lumânare.